Bun găsit, dragi prieteni, dragi telespectatori ai Televiziunii Exclusiv TV. Iată, din păcate, din nou vorbim despre Onești, un Onești care, spunem noi, are foarte multe probleme, întrucât, din punct de vedere economic, situația este așa cum a fost prezentată și de colegii noștri de la alte televiziuni, dar situații dramatice pe care le-am prezentat și din Municipiul Onești, televiziunea noastră. Încă un caz în care, din păcate, funcționarea primăriei din Onești este defectuoasă. Desigur, foarte mulți cetățeni vin la redacția noastră și ne semnalează diverse lucruri, diverse nemulțumiri și o să prezint la camera de luat vedere un document oficial, de fapt un titlu de proprietate, așa, pentru a vedea, pentru a vă documenta să știți despre ce subiect vorbim astăzi împreună cu domnul Susanu Neculai. Susanu Neculai. A, așa. Ei, hai să discutăm un pic despre acest document, să pornim discuția noastră. Domnule Susanu, ne-ați povestit o adevărată epopeie, dacă putem spune așa. De foarte mulți ani încercați să vă rezolvați problemele la primăria din Onești, dar să discutăm despre acest document, despre ce este vorba. Noi am fost locuitori al Comunii Ștefan cel Mare și după 90 ne-a preluat Onești, cu o parte din suprafață de teren și de locuințe. După care s-a elevat un titlu de proprietate de către primăria Onești, care s-a trecut la defunct numele meu, pe titlu de proprietate. Adică al tatălui dumneavoastră? Al tatălui meu, da și din cauza aceasta, pe mine trecându-mă la defunct, s-a avut confuzia între ghe și și terenul care am ca proprietate înscris în rolul agricol de 59-61, l-a trecut în titlul mare lutată. Deci o greșeală de redactare, să spunem așa. Da, o greșeală de redactare. Și după aceea, sigur că eu am solicitat mereu în baza actelor care le-am avut de la primăria Ștefan cel Mare, în evidența primăriei, tot terenul care l-am înregistrat în, în Registrul Agricol, din 1961 Și, din momentul acela, ăștia nu mi-au mai luat în considerație actele care dovedesc proprietatea mea și m-a ținut și m-a amânat din 94 până astăzi. Deci, funcționarii de la primăria din Onești, încă din anul 1994, au lăsat ca această greșeală, făcută până la urmă tot de ei în acte publice, să rămână așa. Ați fost pe timpul domnului primar Lemnaru, i-ați solicitat sprijinul? Da, am fost la domnul primar Lemnaru, la timp potrivit și de multe ori, ca să rezolvă această problemă, însă totdeauna a zis că se, se rezolvă și se rezolvă, mergând chiar personal la birou agricol, de cadastru și le-a spus să rezolvă. N-a rezolvat-o nimeni nici astăzi. Cam de câte ore a fost la domnul Lemnar? Cred că de 30-40 de ore este, este extraordinar. În audiență. În, în acești ani de atâtea ore, 34 de ore. După care a venit mandatul domnului Neghină. A da. fost și la dânsul? A fost în audiență și la domnul primar. Probabil că dânsul va rezolva problema, că știu că era un băiat întreprinzător. Va rezolva sau nu? tot așa a rămas ca să l a chemat biroul agricol și a spus să rezolvi problema și n-a rezolvat-o nimeni nici astăzi. Deci iată nici primarul, fostul primar Laurențiu Neghină, iată vin dovezi atât din partea cetățenilor că și mandatul dânsului a fost să spunem, dezastruos pentru cetățenii oneștiului, pentru că, iată, avem încă o dată dovadă că chiar dacă domnul Neghin a venit pe votul negativ al, al domnului Lemnaru, nici el nu a reușit să rezolve această problemă, mai mult decât atât a fost purtat pe drumuri în continuare. V-ați întâlnit și cu alte persoane, funcționari publici la primăria ONE și ne-ați povestit o chestiune cu cineva care așa repede a spus că vă rezolvă. Respectiv de la birou de cadastru, inginerul Obrinteschi Constantin mi-a spus că să am răbdare că treaba se rezolvă. Când era discuția asta? De la început, de când am luat contactul cu Dumnezeu, de 96,97. Și nici domnul Obrinteschi nu va ajuta. Va v-a dus doar cu vorba atât asta? Doar, atât doar că o rezolvăm și o rezolvăm, să am răbdare, pe păi, răbdare nu se mai poate atât și de mult. nu le-a spus, oameni buni, eu vin de atâta timp aici, haideți să rezolvăm, ați făcut solicitări și înscris pentru aceste lucruri? Și înscris, am făcut de 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 și cu înregistrare la primărie, am fost în audiență, nu s-a rezolvat absolut nimic. Ați primit răspuns la toate cererile dumneavoastră scrise? Am primit răspuns în schimb despre terenul alutat, nu terenul meu care l-am în posesie. Deci dumneavoastră solicitați un lucru și ei vă răspundea pentru un alt lucru. Să înțelegem de aici, sigur, nu avem o teorie a conspirației, să înțelegem că totuși din câte ne povestiți dumneavoastră s-ar părea că este intenționat făcut acest lucru. Dumneavoastră cum vedeți acest aspect? Părerea mea este că nu s-a interzis nici în anșiar. E clar că nu Deci ar fi așteptat șpagă, cum se spune la primăria Onești. Oamenii, dacă tot îi porți pe drumuri, poate, poate pică ceva, nu? Cam așa credeți dumneavoastră. Da, pentru că conclu concluzia mea care am tras din tot timpul ăsta a fost că de fiecare dată când să rezolv problema, mi-a mai adă un act. Bun, în regulă, l-am Iar am trecut un timp, mai adă altul. Nu mi-a odată toate actele necesare ca să rezolve problema. Deci a fost intenționată treaba asta. În ceea ce ne privește, desigur noi ca presă trebuie să vă întrebăm dacă aveți dovezi și ne-a spus că aveți aceste aveți dovezi pentru tot ceea ce ne spuneți acum, aveți acte, aveți tot ce trebuie, da? da tot ce este ca acte sunt în posesia lor, deoarece în registrul de cadastru al primăriei cum, cum al mare, din 59-61, este în evidența lor și mi s-a dat adevenința de comunicare cu suprafață teren care l-am pe numele meu și tot ce este necesar. Și, -și jurnalul agricol, l-am tot. Uh, la, și uh, schița de cadastru făcută, că m-a trimis să fac schița și tot m-a plimbat ca să nu rezolv problema. Asta a fost singurul lucru care m-a deranjat enorm. Deci până la urmă, acum sunteți locuitor al Oneștiului, al municipiului Onești sunteți nemulțumit de ceea ce se întâmplă în primărie. Nu ați făcut demersul și mai departe la alte instituții ale statului? Eu știu, la Bacău, la prefectură. Cu în legătură cu un teren care tot mă plimbat dintr-o parte în alta după numele lui tata, la prefectura Bacău. Deci un alt teren, mai sunt și alte probleme. Am la, la Bacău și mi-a trimis un răspuns favorabil cu suprafața de teren care este, că este înscris și s-a adresat printr-o hârtie către primăria Onești să rezolvă problema asta era în, în, 2003. Și am venit la ei, a luat cunoștință de așa ceva, am dat că s-a roxat uh, comunicarea Bacăului și originalul țin eu și așa se semna de primirea doamna inginer Strugut, de primirea actului respectiv și nu s-a rezolvat absolut nimic. Deci, să concluzionăm. Dumneavoastră spuneți că aveți absolut tot ceea ce vi s-a cerut, toate actele, și totuși nu, nu s-a rezolvat. Totul este legal, totul este legal. Numai că au fost greșeală în titlul proprietate al tatălui meu, de mi-a trecut rolul meu în același titlu și le este foarte greu acum să recunoască greșeala care a făcut-o. Asta e singura expresie, nu, nu, nu înțeleg. A, deci bănuiesc că nu vor nici să recunoască, probabil că ar suporta și niște consecințe legale, cei care, pentru că dumneavoastră. Ați, ați fost păgubit în toată această perioadă. Iată, dragi telespectatori, ce înseamnă birocrația care există în continuare în România și mai ales la Onești. Pentru că avem dovezi ale cetățenilor, trebuie să le spunem oamenilor că ei vin din proprie inițiativă la televiziunea noastră și o să am rugămintea să ne spuneți cum v-ați gândit să apelați la televiziunea Exclusiv TV. Uh, Mergând pe toate punctele astea care trebuie să rezolvi problema, uh, am ajuns la concluzia că trebuie să mă adresez unor organe mai superioare, că nu se poate rezolva această problemă. care depinde de ei. Serviciul de cadastru trebuie să se ocupe de oameni care solicită uh, actele de Este un drept al dumneavoastră și nu vă este respectat. Eu vreau, și le-am spus și dânșilor, să intru în legalitate cu actele, că nu poți face absolut nimic, nici un gard de protecție, nici... Tot ce este de făcut, trebuie autorizați, trebuie titlul de proprietate. Eu am o rugăminte la dumneavoastră. Haideți, prin intermediul camerei de luat vederi, să-i rugați pe cei de la primăria din Onești, în mod public, pentru că ei vor vedea această filmare a noastră. rugați și prin intermediul televiziunii să vă rezolve acest caz. Da, rugați da vă la da. acolo. Aș ruga pe domnul primar care este astăzi, Christia. domnul, domnul Cristea. Domnul să se implice în problema care este, de, de, depinde de dânșii, de a rezolva problema cu serviciul de cadastru. Acestui teren care l am în, în, l -am în posesie, îl plătesc tax și impozite din 1961 și nici astăzi nu sunt în regulă cu actele. Dragi telespectatori, o să vă ținem la curent cu evoluția acestui caz, incredibil putem spune într-o Românie care se dorește europeană atâția ani un om purtat pe drumuri, un, un om care are uh, toate drepturile de a uh, valorifica și de a uh, avea actele în regulă pentru că greșeala nu îi aparține. Iată încă o dată spre dezamăgirea noastră primăria din Onești an de-a rândul nu a răspuns așa cum trebuie cetățenilor poate și un mod să spunem intenționat de, de a purta acești oameni. Ne pare foarte rău să spunem uh, pentru românii noștri de pretutindeni că aici la unești ies la eveală din ce în ce mai multe lucruri uh, urâte, putem spune așa, lucruri neserioase despre activitatea unor funcționari publici care ar trebui să fie în sprijinul cetățeanului și care contribuie cu bani până la urmă la salariile dânșilor. Televiziunea Exclusiv TV se adresează de asemenea tuturor celor care găsesc și au o nedreptate și au sau au cunoștință de un act de corupție, să vină la televiziunea Exclusiv TV, să și spună păsul, să vină cu dovezi, pentru că rolul presei este de a trage de mânică pe cei care încalcă în mod flagrant legea. Considerați că a fost încălcată legea în ceea ce vă privește pe dumneavoastră? Sigur că da, pentru că eu am fost în Repetate rânduri și la juristul consult al primăriei, la secretarul primăriei și a fost chemată doamna Sturguț acolo să rezolve problema, și, și plecați împreună să rezolvați, și doamna Sturguț tot nu a rezolvat-o. Adică am s A, s -a, a, a jucat a și teatru un pic față de dumneavoastră, nu? Ajuns la concluzia că nimeni nu respectă legea în primărie. Să punem și salarii pentru așa ceva și trebuie să. E serviciul creat pentru noi, pop populația care noi suntem la fondul uh, primăriei, ca să primească salarii, și noi nu beneficiem de drepturi minore. că în fond, actele sunt în regulă și nu, și nu am uh, intrat în posesie de de proprietate. Dragi telespectatori, noi am verificat actele pe care ne le-a pus la dispoziție interlocutorul nostru. O să vă rugăm să depuneți și la redacția noastră un set de copii ale acestor documente și, iată, ne adresăm și noi, public, către primarul interimar al Oneștiului, domnul Cristea, să rezolve urgent acest caz, pentru că nu mai suportă amânare, nu mai suportă să așteptăm până la alegeri, trebuie ca domnul Cristea să facă dovada de bună credință și să-l cheme pe domnul Susanu Neculai la primărie și să rezolve pentru că este o rușine a primăriei din Onești. Această etichetă nu este pusă de televiziunea noastră, este pusă de cetățenii care vin la noi cu tot felul de probleme. În curând, dragi telespectatori, veți afla de la noi un nou serial de dezvăluiri în ceea ce privește nedreptățile și umilințele de care sunt supuși cetățeni ai Oneștiului. Așadar, un semnal de alarmă foarte puternic la care așteptăm replica conducerii primăriei din Onești. Până data viitoare, eu, Genul Gureanu, vă spune la revedere. Am făcut această transmisiune pentru televiziunea Exclusiv TV și pentru Exclusiv România. Vă mulțumim! La revedere! Vă mulțumim și dumneavoastră!